Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție și mai rău. Iubiți credincioși, toată săptămâna m-am străduit și mi-am adunat tot felul de gânduri, am citit tot felul de lucrări de la înaintașii noștri, să-mi pregătesc un cuvânt deosebit și iată că astăzi, ajungând în fața Sfintei Evangheliei, de parcă nu mai ajunsesem niciodată în fața Sfintei Evangheliei duminicii a patra după Paști, era deschisă Sfânta Evanghelie la duminica a patra după Rusalii. Și când am văzut că de la Matei, nu de la Ioan, cum știam de la școală, zic, bă, totuși, scrie a patra. Dar n-am citit până la capăt. Când am intrat eu în problemă așa cu vreo două, trei cuvinte, mi-am dat seama că nu e vorba de nicio viteză, dar de nimic. Și atunci mi-am adus aminte că Evanghelia aceasta este Evanghelia pe care orice preot o știe pe de rost, pentru că este cea mai des folosită. Este începutul Evangheliei pericopei pentru sfințirea apei, după care începe sfințirea casei și așa mai departe. Și bineînțeles că mi-am revenit, am căutat duminica a patra după Paști în loc de cea după Rusalii, dar s-au amestecat oarecum gândurile și am fost mult mai atent la ceea ce citesc, pentru că de obicei nu prea o citesc, o zic așa, cum zice francezul, pe inimă, par cœur, adică pe deasupra, pe de rost în românește. Și mi-a căzut gândul pe finalul Evangheliei, de unde eu vreau să vorbesc despre început, despre omul singur și așa mai departe, gata, s-a încheiat tot. Când mi-a căzut accentul pe finalul Evangheliei, mi-a dat seama că trebuie să răspund la o întrebare. Bineînțeles că nu mi-ați adresat-o dumneavoastră, dar dacă m-a presat această întrebare, trebuie să fiu sincer și să răspund la ea. Încă nu știu răspunsul, dar cred că la sfârșitul acestei cuvântări voi ști și eu ceva din răspunsul pe care îl aștept de multă vreme. Este o lucrare foarte importantă, cuvântarea preotului în biserică, pentru că așa mai află și el câte ceva, dacă este sincer, dacă nu spune de la alții. Și încerc să înlocuiesc spusul de la alții, deși mi-a plăcut foarte mult ce am citit și ce am ascultat în săptămâna aceasta, să văd ce vrea Dumnezeu în duminica aceasta. Foarte interesant că de multe ori am vorbit despre acest bolnav de 38 de ani. Să știți că 38 de ani nu este vârsta bolnavului, este vârsta bolii. Multă vreme am crezut că avea 38 de ani. Nu, boala avea 38 de ani. Știți că nu există boli, există bolnavi. Nu există diagnostice, există diagnosticați, pentru că suntem unicat. Nu se poate spune că dacă iei un medicament, nu știu ce se poate rezolva. A, se poate rezolva la unul într-un fel, la altul în alt fel, la altul deloc și la altul de tot. Vă să zic că această vârstă de 38 de ani a unei boli este de fapt vârsta pe care cel bolnav o împlinise de când stătea într-un singur loc. Un singur loc din care s-a fi mișcat el, așa să zicem, 2-3 metri în sus, 2-3 metri în jos, la stânga, la dreapta, nu cred că era loc, pentru că se spune că erau mulțime de bolnavi la scăldătoarea Vitezla. Și spre sfârșitul Evangheliei, atunci când am văzut că Mântuitorul l-a întâlnit față către față pe bolnav, care nu știa până atunci cine l-a vindecat, cine i-a zis, ia-ți patul tău și mergi la casa ta, i-a spus, iată că de acum te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Și m-am gândit, cum adică? Adică omul ăla, care de 38 de ani stătea acolo, fusese un păcătos și boala venise peste el că era păcătos? Și această întrebare mi-am pus-o nu pentru prima dată în viață, dar astăzi mi-am dat seama că trebuie să îmi înlocuiască tot ceea ce vroiam să vă spun până acum. Și ca să vă introduc direct la adânc, am să vă spun o istorioară. Se spune că într-o pădure o
broască țestoasă, mergea încet. Mergea încet și s-a apropiat un iepuraș de ea, ca să audă că ea cam mormăia. Cum să mai mormăise pe aici în timpul acțiunii, nu știu ce zicea, vă îndemna cineva, rugați-vă, mă rog, acum știe Maica Domnului că ne-am rugat. Mormăia la asta însă l-a făcut curios pe iepuraș și s-a apropiat să vadă ce zice, bă, a broască țestoasă. Și când s-a apropiat, ce credeți că făcea broasca? Mai mergea și mai mergea să mă oprească, Doamne, îți mulțumesc că merg așa de încet. Mă, zicea la 2-3 pași, zicea odată, Doamne, îți mulțumesc că merg așa de încet. Bineînțeles, curiozitate, dar trebuie să o și potolești la un moment dat, să o ostoiești, cum zice românul. Și s-a apropiat și zice, nu te supăra pe mine, broscuță, dar nu prea înțeleg rugăciunea asta, dacă Dumnezeu te aude, nu știu ce o să răspunde, e adevărat, eu merg mai repede, poate că și eu ar trebui să mă rog să merg mai încet, dar tu să te rogi că mergi încet și să mulțumești Dumnezeu că mergi încet, e ce da, pentru că merg într-o direcție greșită. Iubiți credincioși, cred că de aici pot să încep de acum cu ceea ce am vrut să sugerez, cu ce s-a întâmplat la scădătoarea Viteza. Cred că era vorba de un om care după primii 2-3 ani de entuziasm, stând la scăldătoare cu nimeni, că nu îl mai suporta nimeni de slăbănoc ce era, a stat acolo și o fi zis, bă, poate intru eu primul, după ce se tulbura apa. Știți că se tulbura din când în când apa și cel care intra întâi în apă, după ce se tulbura apa de către un înger, se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Așa se întâmpla acolo. Și probabil că în primii ani, așa cam cum ieșim noi primii ani, cei care suntem dascăli cu un entuziasm și vrem să dăm inspectoratul peste cap, facem tot felul de lecții deschise, una alta, entuziasmul ăsta te ține, un an, doi, trei. Bă, unii 10, 15 să zicem, bă, dar până la 38 ești la pensie, nu-ți mai trebuie entuziasm. Bine, acum începe entuziasmul de pensionar, care la fel e un entuziasm deosebit. Începi să-i ajuți pe colegi sau te duci pe la nepoți și așa mai departe, dar tot un entuziasm este. Ei, eu cred că după 38 de ani, începuse bietul om să spună, Doamne, îți mulțumesc că merg încet și de acum înainte o să mă mai pot vindeca niciodată. Cred că aceasta este greșeala și păcatul pe care îl săvârșea. Se resemnase omul cu ideea că nu se mai poate face nimic. Și de ce vă spun asta? Pentru că ceva mai devreme, când Mântuitorul îl întreabă pe slăbănog la Viteza, voie să te faci sănătos? Acesta a răspuns cam cum răspundem noi. Ori cu o altă întrebare, ori cu o pistă falsă. Cel puțin alăturea cu drumul. Și în loc să spună, da, Doamne, că pe aia stau aici. Adică nu e cazul să mă mai întrebi. Zice, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare și altul se aruncă înaintea mea și până vin eu, s-a vindecat acela. Iubiți credincioși, cred că la această întrebare, dacă slăbănogul ar fi răspuns, da, Doamne, cum a răspuns cel care a fost întrebat, ce vrei, orbu, să văd? Cum au fost întrebați toți ceilalți leproșii, ce vrei, să ne curățim? Toți răspundeau clar. Ei, el nu prea a răspuns clar. M-a dus cu gândul la această intervenție la situația pentru care lui Moise nu i s-a mai dat voie să vadă de cât de departe țara făgăduinței a Canaanului. Pentru că atunci când Dumnezeu l-a trimis, spune poporului, că vor avea apă de băut după ce erau însetați de multă vreme și bați cu toiagul lui Aaron în piatră. Și zici, din această piatră ne va da Dumnezeu apă. Acum el a luat îl toiag, s-a dus la piatră, dar n-a zis-o chiar așa, a zis-o așa mai diplomatic. A zis, mă, dar dacă dau eu și nu iese apă, nu mă beau ăștia așa nestins? Și ce și-o fi zis el în cap, dar până la urmă a bătut în stâncă și a zis, vom bate cu toiagul în această stâncă, poate Dumnezeu ne va da apă. Adică Dumnezeu când te trimite cu un mesaj, tu o dai la întors, așa pe românește, nu prea merge. Iubiți credincioși, cred că despre acest lucru este vorba atunci când Mântuitorul, când l-a întâlnit a doua oară pe fostul slăbănog, să zic așa,
l-a admonestat spunând să aibă grijă, să nu mai greșească, să nu îi se întâmple lui ceva mai rău. Ce putea să îi se întâmple mai rău? O să ziceți, acum după 38 de ani de așteptare, păi da, putea să mai aștepte încă cel puțin 38, cred că vârsta l-ajungea. Dacă de dat Dumnezeu vreo 90 de ani, cred că pe acolo era. Dar consider că este un semnal de alarmă pentru noi. Pentru noi cei care credem că dacă am bătut la porțile unei cariere cu entuziasm și nu am fost auziți din partea cealaltă, începem să ne resemnăm. Adică, așa cum am început cu profesorii, că mai facem parte și noi dintre ei, începem să ne facem și noi lecțiile, așa să face, cât un plan de lecții îl mai iei după colo, după colo. Dar ce să vorbesc eu despre profesor când eu sunt în fața dumneavoastră ca preot? Și noi acum când vedem că nu simțim așa că a fost entuziasmul nostru luat în serios, începem să o mai scurtăm pe colo, pe colo, să mai citim de la altul când e vorba de a ne prezenta fața dumneavoastră care ne așteptați cu inima deschisă la ceea ce am simțit, nu la ceea ce am citit, pentru că ceea ce am citit înseamnă cultura noastră. Și v-am spus și altă dată, cultura este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot ce ai citit și ai învățat. Dumneavoastră însă vreți și simțire. Ei, iată, eu vreau să vă servesc simțirea pe care am avut-o astăzi la Evanghelie, când în momentul în care am aflat că e posibil să fi păcătuit slăbănogul de 38 de ani, m-am întrebat cu ce oare a păcătuit. Și n-am putut să-mi răspund până când nu m-am gândit și la mine. Păi nu cumva suntem noi, așa cum am spus, care ne înnecăm entuziasmul în primul val de neauzire din partea cealaltă? Nu ne resemnăm noi că mergem înainte? E bine, cred că Mântuitorul ne avertizează astăzi prin slăbănul de la Viteza și ne spune, fraților, nu e vorba de resemnare. De la voi vreau asumare. Ați pornit cu entuziasm? Așa veți continua toată viața. M-a întrebat cineva la o anumită vârstă venerabilă și a spus, părinte, dar eu toată viața am muncit, toată viața, tot ceea ce am câștigat, am câștigat cu sudoarea frunții mele. Păi zic, nu așa scrie Scriptură, că toți oamenii sunt. Ce nu, dar alții au luat-o mai... Bă, dar de ce te uiți tu la alții? Păi da, dar alții au muncit până la o vârstă și după aia au început să stea. Mă, nu e așa. Să știi că cine o ia cu munca de dimineață, până seara numai asta face. Păi cum adică? Să mă resemnesc la gândul, nu, să-ți asumi situația asta și să mulțumesc Dumnezeu că ți-a dat putere ca să poți munci. Așa cum biata broască țestoasă, dacă i s-a dat un pas mic, ea a știut să vadă totuși care este avantajul. Am citit de câteva zile un lucru foarte interesant, un sfat excepțional pe care încerc să-l pun în practică și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră. Se spune că atunci când intri în criză, și slavă Domnului, acum criza asta ne-a băgat pe toți și la oaltă, dar și pe fiecare în parte. Când ești în momente de nesiguranță și de criză, următorii pași să-i faci mici. De ce? Ca să poți să îi îndrepți, dacă va fi cazul. Dacă te apuci în criză și faci pași mari, s-ar putea să te pomenești în partea cealaltă. Și strigătul de bucurie și de izbândă să fie diametral opus cu direcția pe care tu ai ocupat-o. Acum imaginați-vă ce însemna ca iepurașul, la viteza lui, să afle că e într-o direcție greșită. După ce alergase jumătate de pădure, trebuia să întoarcă înapoi. Eu acum, așa cum mă vedeți la statura asta de 1,60 m și ceva, așa sunt de multă vreme și în armată, bineînțeles că eram capătul plutonului, dar nu capătul din față, capătul din spate. Și când se striga în linie adunarea, bineînțeles că eram undeva în dreapta. Și când striga în coloană adunarea, bineînțeles că eram între puținii care alergam. Cel din față doar făcea stânga, dreapta și atât. Eu trebuia să-i urmăresc coada lui. Ei, eu am mulțumit lui Dumnezeu că m-a lăsat să-mi păstrez condiția fizică și cred că așa a făcut biata broscuță,
care a știut să ia partea de bine din noia, nu la de rău. Vă imaginați că pe lângă broască trecuse lupul, trecuse vulpea, trecuse iepurile de atâtea ori, s-a dus, s-a întors. Și ea făcea cât un pas, cât un pas. Așa facem și noi. Dar să ne gândim că acest pas, mai ales acum în criză, este un pas foarte bun. Pentru că oricum direcția e greșită. Când ești în criză, direcția e greșită, clar. Dar măcar să nu te grăbești. Imaginați acum, bine, poate vorbesc de funie în casa spăzuratului. Cine s-a grăbit acum vreo 7 ani să ia un împrumut în dolari canadieni sau mai zic eu ce, bineînțeles că a făcut un pas greșit, dar a făcut un pas mare. Dacă făcea un pas mic, ce bine era! Iubiți credincioși, m-am oprit la acest pas mic să învățăm ceva de la slăbănogul de la scăldătoarea Vitezla. El s-a așezat acolo, cum am zis la început, cu un entuziasm, așa cum ne-am așezat și noi în carieră. Dar entuziasmul ăsta, după ani de zile, și la noi, ca și la el, începe să se șlefuiască puțin în sensul nu prea frumos al cuvântului. Mântuitorul tocmai asta ne spune. Dacă suntem la școală, dacă suntem la catedră sau în bancă, în orice loc desfășurăm activitatea, să spunem așa, suntem chemați să mergem cu ceea ce am început până la capăt. Mai spuneam și altădată că omul, așa cum trăiește, așa și îmbătrânește. Nu trebuie să așteptăm resemnați să vină vremea pensiei și o să vedem atunci ce vom face. Nu, trebuie să ne asumăm și vârsta și din când în când suntem datori să mai deschidem buletinul. Știți că buletin este un cod numeric personal. Primele cifre sunt foarte importante. Odată cu înaintarea în vârstă, noi uităm să mai deschidem buletinul. Sau bine, acum e card și ne uităm direct pe el. Să nu uitați primele cifre. Și întotdeauna, dacă primele cifre sunt deja din secolul trecut, cum de altminteri se întâmplă la mulți dintre noi, trebuie să indexăm acele cifre cu ceea ce mai putem să facem. Nu trebuie să ne speriem. Și dacă te întreabă cineva câți ani ai, nu o să zici, știți, m-am născut nu știu cum și... Nu. Nu trebuie să răspundem așa cum a răspuns slăbănogul de la Vitezla, Mântuitorului, dacă vrea să facă sănătos, i-a zis, știi, Doamne, nu am om și așa suntem și noi. Mă, da, vrei să te săltăm pe poziție? N-am om să vă arunce în scăldătoare, adică șeful trebuie să fie cu intervenții pentru o parte sau așa și mai departe. Problema este următoarea. Dacă vrem într-adevăr să fim fericiți, trebuie să ne asumăm situația în care suntem. Omul era bolnav și trebuia să recunoască, Doamne, sunt bolnav. Am venit aici ca să mă fac sănătos. Dacă mă ta găsești vreo altă posibilitate, ia ca eu accept. Aceasta este, fraților, cea mai frumoasă transmisiune din partea lui Dumnezeu către noi. Nu trebuie să luăm în calcul la ce vechime să ajunge nu știu pe ce post, de câte ori să coboară în scăldătoarea profesională, să zicem așa, a noastră sau în viața noastră îngerul și dacă nu ne aruncăm noi primii, să aruncă alții. Vedeți că nici n-a fost nevoie ca după 38 de ani să-l arunce cineva în scăldătoare. Nici măcar n-a mai atins apa. S-a și făcut sănătos pentru că Dumnezeu are pentru fiecare în parte un mod de a mulțumi rugăciunilor pe care le așezăm. De 38 de ani, cred că slăbănogul acela se ruga la Dumnezeu să se facă sănătos. Noi, de puțină vreme de când ne-am născut, ne rugăm la Dumnezeu, ba să ne facă sănătos, ba să ajungem în poziția cu tare sau cu tare, ba să-i dea gânduri frumoase și bune șefului și așa mai departe. Astăzi aflăm că, de fapt, Dumnezeu vrea să cerem un singur lucru, să-L lăsăm pe El să ne rezolve problema. Nici n-a mai fost nevoie să trimită îngerul să tulbure apa, nici n-a mai făcut un lucru nemaifăcut acolo să-i vindece pe toți. Vedeți că vindecarea tot personalizată este. Acum să nu ne lăudăm ca alții, zice, da, da, și eu sunt în contingentul lui cutare. Păi ești tu, dar când sună goarna ne cheamă pe fiecare în parte.
Chiar spunea cineva foarte frumos, zice, ne naștem părând, dar murim pestărite. Și noi ne mai rugăm așa să ne mai sară o tură. Trebuie să ne asumăm, fraților. Acesta este mesajul meu sincer și din inimă pentru duminica aceasta și îl am pe slăbănogul din Bitesda întotdeauna în spatele meu ca un slăbănog și îl port ca pe o targă și de-abia aștept să mă întrebe Dumnezeu, voiește să te faci sănătos? Aceasta este întrebarea la care vreau să spun, da, Doamne, și numai atât. Așa să-mi ajute Dumnezeu.